Pot să spun că îmi plac jocurile adventure, în special cele SF, așa că pare destul de probabil că o să-mi placă Alternativa, un joc făcut de un studio mic din Cehia, Centauri Production, plasat în Europa după al treilea război mondial. Impresia inițială a fost una bună, zice, avea un mediu detaliat și pare să fie interesant. Mi-amintea chiar de Blade Runner și poate de Longest Journey, având un ton orwellian. Din păcate, la fel ca multe alte jocuri din ultimii ani, impresia inițială era cam eronată. De unde să încep? Cu povestea de fundal. Jocul este plasat în anul 2045, după cel de-al treilea război mondial, un conflict de proporții cauzat de apariția roboților. Când am auzit asta, automat m-am gândit la jihadul batlerian din Dune. Credeam că a fost ceva interesant, o luptă între oameni și roboți, dar nu prea a fost, cum să spun, Rusia fiind răi răilor, a auzit apariția unei corporații care vrea să controleze toți roboții din lume. De fapt, nu vrea să controleze, vrea să-i producă. Rusia vrea ca să producă toți roboții din lume, așa că a declarat război împotriva acelei corporații. Și asta a declanșat al treilea război mondial. S-a împărțit lumea între două tabere, Rusia și acea corporație. După care cineva a folosit bomba atomică, nu au spus pe ce sau cine, astfel restul combatanților au încheiat pace și au distrus agresorul nuclear. Sunt câteva chestii care mă deranjează la această poveste de fundal. În primul rând, Rusia contra o corporație. Da, pe ce planetă este asta o cauză pentru război mondial? Alt lucru, era menționat în joc că roboții mergeau dintr-un oraș în altul, omorând oameni și jefuindu-i. Ca să folosesc termenul exact, robots be plundering. De ce ar jefui un robot pe cineva? Un robot nu are o utilitate pentru bunuri materiale. Poate că jefuia pentru cineva, dar în momentul în care ai destui bani încât să ai o armată de roboți, ce ai face cu televizorul cuiva sau cu un candelabru de argint? Ai o armată de roboți. Înțeleg dacă ar fi fost jefuită Visteria Națională sau ceva de genul ăsta ca să plătești pentru mai mulți roboți de la cine ai fi cumpărat, pentru că ambele părți își produceau proprii roboți. Motivul pentru care mă sâchie atât de mult această poveste de fundal vine de la faptul că este stupidă și dă tonul pentru restul jocului. De fapt, nu doar că este stupidă, are găuri de logică masive, la fel ca jocul acesta. Am jucat episoade din seria Sam & Max care avea mai mult sens decât Alternativa. De fapt, Sam & Max Hit the Road avea mai mult sens decât Alternativa și jocul acela cred că a fost făcut de oameni care... Wow! Înțelegeți ideea. Trecând peste povestea de fundal, încep jocul în rolul unui individ numit Richard, ceva greu de pronunțat, nu mai țin minte numele exact pentru că nu prea este folosit des și pe bun motiv. E un personaj foarte neinteresant. Acesta locuiește în Praga în anul 2045, o perioadă în care orașul era împărțit în cartiere de ziduri foarte, foarte mari și aflat sub guvernarea statului semi-global care acoperă cam toată Europa și mi se pare că și Asia, plus două corporații, Endora și una cu T, a cărui nume îmi scapă iarăși, care a fost responsabilă pentru războiul mondial. Nu știu de ce, dar am impresia că Rusia a pierdut. Oricum, încercând să plece la locul de muncă, acest individ află de la niște roboți că a fost de fapt concediat și nu mai are voie să se ducă la muncă. Opțiunile sale fiind oarecum limitate, Richard decide într-o bună zi că he wants to be a mighty webble, cu mai puțină convingere decât Guybrush Threepwood în primul Monkey Island. Surprinzător, jocul decurge cam la fel de la acel punct. Așa cum Guybrush era pus de niște pirați să facă niște sarcini absolut aleatoare pentru a deveni mare pirat, pentru a deveni mare rebel, Richard trebuie ca să facă tot felul de misiuni de du-te vino și adu-mi o chestie. Dar înainte să trecă la acele sarcini și puzzle-uri, trebuie menționat că povestea jocului este oarecum neinteresantă și plină de personaje mai mult sau mai puțin idiotice. Ocazional este câte o sclipire de ceva interesant, dar dispare destul de rapid sub un maldar de rateuri. Și când vine vorba de rateuri, Dumnezeule, mă știți cum am plâns la Starport Gemini de voice acting? Voice acting-ul din acest joc nu este chiar atât de atroce în cea mai mare parte a timpului, dar este rău. Sunt unele replici pe care nici eu n-aș fi în stare să le rostesc atât de aiurea. Plus că editarea fișierilor audio sună cam așa. Și ca un ultim detaliu la poveste,
În descrierea jocului, cea de pe site-ul producătorului, nu cea de pe Steam, este menționată o poveste ce are mai multe căi de parcurgere în funcție de alegerile făcute. Asta se întâmplă o singură dată în joc, iar partea cu controlatul mai multor personaje, acolo intervine sneaky din partea lor, dar măcar nu au postat asta pe Steam la fel cum au făcut alte studiouri cu jocurile lor, ce ne-au mințit pe față în descrierea produsului final. Acum pentru puzzle-uri. În concept îmi plac. Combini obiecte, analizezi mediul înconjurător, te utilizezi de el, decupezi un cadavru și sunt alte câteva chestii care mi-au plăcut. Dar există o mică problemă. Logica din spatele lor este total inexistentă, iar structura puzzle-urilor în general este de următorul tip. Ajungi într-o zonă nouă, dai de o provocare, în loc ca personajul tău să te lase să faci ceea ce ai crede că ar fi corect, trebuie să te duci la un alt personaj dintr-o zonă anterioară, să spună el ceva, fie evident, fie total aleator, și să te întorci să faci acel lucru. În unele cazuri, nici măcar nu te lasă să ridici de pe jos anumite obiecte, cum ar fi un ceas care poate fi văzut evident în sertarul cuiva, dacă nu-i cer mai întâi permisiunea proprietarului, deși proprietarul este ușigode și foarte probabil va muri în următoarele 5 minute. Și ca să clarific, proprietarul nu era lângă ceas, era în partea cealaltă a orașului. Iar tranziția este oarecum lentă, deoarece de fiecare dată când personajul intră într-o scenă nouă, trebuie să facă câțiva pași, vreo 4-5, așa foarte, foarte lent. Trebuie să aștepți să-ți termine animația înainte ca să poți să fugi până celălalt capăt. Iritant. Revenind la lipsa de logică, cred că una din cauze este traducerea slabă a jocului. Nu este tradus slab precum The Witcher, la care nu prea se vedea sentimentul personajelor. Este tradus în așa fel încât nu vei avea habar în unele momente ce va spune personajul. Nicio idee. Și asta nu se întâmplă doar în dialogul irelevant despre ce se întâmplă în lumea jocului, ci și în contextul unor puzzle-uri. Pe bune, fără un ghid la care cineva a avut timp să încerce aleator toate soluțiile posibile, erau unele puzzle-uri pe care nu aveam cum să le rezolv și era specificat în ghid. Dacă nu citești asta, nu ai cum să rezolvi. Apar probleme și la situațiile în care trebuie să alegi între mai multe opțiuni de dialog pe cea corectă, pentru că altfel vei muri. Acesta este un joc la care poți muri. Nici acolo nu prea este evident ce trebuie să spui, pentru că opțiunile sunt oferite sub forma dialogului de la Mass Effect, la care spui sâmburile unei idei. Problema este că de obicei acel sâmbure este identic pentru toate cele trei idei, doar că personajul va spune altceva. De fapt, nu Mass Effect, Alpha Protocol. Imaginați-vă un joc adventure cu acele opțiuni de dialog și rezultatul lor atât de clar. Asta primiți în alternativa. Ca să fac un sumar, dacă vreți un joc adventure care, sincer, arată destul de bine, adică mediul conjurător este frumos, în unele zone arată ca Mist, primul, dar care nu arată rău, însă un adventure care aruncă pe fereastră orice urmă de logică, la care acțiunile aleatoare sunt calea preferată de a rezolva orice situație, atunci vă recomand alternativa. Îl găsiți la 20 de euro pe Steam. Dacă vreți un adventure bun, așteptați să apară Grey Matter pe Steam sau pe alte servicii similare. Jocul acesta nu merită prețul. Poate continuarea sa va fi mai bună și sigur va avea o continuare, pentru că sfârșitul lasă un loc mare pentru continuare și este menționată una în descrierea jocului.